După ani întregi de nepăsare, cartierul Apolodor este în plin proces de modernizare. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, s-a ținut de cuvânt și drept dovadă. În cartierul Banovița și Apolodor s-au realizat investiții importante ce vor duce la îmbunătățirea condițiilor de trai ale cetățenilor. Bun, înțeleg că aici zona cealaltă va veni inspiratoriu și astăzi lucrăm la... Lucrăm pe strada, și pe, și pe electrică. Și pe electrică, și pe gaz, și pe infrastructură. Ce lucrări specifice avem în perioada asta? Am realizat canalizarea pluvială pentru scurgerea apelor, am băgat conducta de gaz, racordurile la cetățeni, rețeaua electrică ce a trebuit modificată, iar acum... Deci singurul lucru care nu îl facem, asfaltare. În rest, mai putem. În rest vremea ne permite să facem toată infrastructura pentru construcția străzilor. Lucrările de reabilitare și modernizare continuă în cartierul Apolodor. Infrastructura rutieră era grav afectată, iar condițiile de trai erau deplorabile, acest loc fiind uitat de foștii edili ai municipiului Drobeta Turnu Severin. Chiar dacă suntem, să zic, în iarnă, cum ar veni februarie fiind o lună de iarnă, vremea ne permite să lucrăm. Sunt lucrări specifice acestei perioade, în afară, de fapt, în afară de asfaltare, în rest se lucrează la infrastructura stradală, la tot ce înseamnă canalizare, ce înseamnă ape pluviale. În zona aceasta s-au băgat și gazul, lucrăm și la proprietăți, la accesul la proprietăți, la cetățeni. Sunt lucrări pe care le continuăm de anul trecut. Tot cartierul în care ne aflăm, Apolodor și chiar o parte din Banovița, este în plină construcție. Știm cu toții, aici era o zonă efectiv lipsită de viață, cu noroaie, cu lipsă de utilități. În acest moment putem vorbi de Apolodor ca de un cartier modern, un cartier în plină dezvoltare, un cartier în care cei care și-au făcut locuințe pot locui decent. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a schimbat complet fața acestei zone, îmbunătățind nivelul de trai al cetățenilor. Este o investiție complexă pe care locuitorii zonei o așteptau de ani de zile și vizează nu doar asfaltarea străzilor, ci și modernizarea rețelei de apă canal, preluarea apei pluviale, extinderea rețelei de gaze naturale și amenajarea trotuarelor. Am băgat conducta de gaze, acordurile la oameni și în momentul de față lucrăm la montarea de borduri. Ca și termen de execuție, în cursul acestui an face parte din problema mai amplu. Deci tot cartierul Apolodor, nu numai stat de asta, dar în raport și de timp și de curbițele meteo, noi încercăm să ne devansăm, ca și de obicei, lucrurile să le facem așa cum trebuie, de calitate și cum cer cetățenii, ca să fie mulțumită toată lumea. În această zonă nu s-a investit nimic în ultimii ani, iar acum cetățenii de aici vor avea parte de un cartier modernizat și reabilitat la standarde europene.